Salut și mi-am găsit la un episod cu marmotele, dragilor, bine ați venit la Timberborn. Ce avem noi aici? Este gata digu, rezervorul ăsta mega este aproape gata, mai am de aruncat în aer niște bucăți de pământ acolo de sub apă, dar am terminat zona asta cu apă, am 26.000 de litri de apă și de asemenea foarte multe pompe, am tras așa frumos simetric niște drumuri, am mai făcut și aici o zonă cu oac. Da, aici am pus oac pentru lemn. De ce am pus oac? Pentru că la o socoteală matematică așa câștigăm mult mai mult lemn aici, deși este gata la 30 de zile. Avem 8 bucăți de lemn. Dacă faceți o socoteală, veți vedea că este mult mai eficient să punem oac. De asemenea, în zona asta am făcut aici o mini fabricuță de soia fermentată, pentru că le era foame la ăștia mici și nu făcea față mâncarea. Și a trebuit să fac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dase de fermentat soia. Da, pe aici am mai îndreptat un pic zona. Am pus de cap până altă, am pus pompe. Am și două pompe care dă apa invers, adică dacă rămân fără apă, pot da apa în partea asta. Problema este la alimentare, că la secetă rămân fără curent și este cam degeaba. Dar o să rezolv și problema asta, am ceva în plan, tot așa, un mega proiect. Astăzi ce vreau să fac astăzi? Astăzi vreau să mă ocup un pic de bunăstarea marmotelor, să simte și ele bine. I-am redus deja o oră de muncă, deci până acum munceau 18 ore de 24, sclavie curată. De acum muncesc 17, adică să mai bucură și ele de câte o oră în plus. Astăzi vreau să fac zona de distracție și o să începem din zona asta de aici, dar pentru asta vreau să deblochez niște chestii. Prima dată vreau să deblochez dușul dublu. Opa, vă faceți baie împreună și de asemenea voi debloca și piscina, da? Ca să începem frumos și elegant, o dăm o mică bombardea pe aici. Ia! Stai să dăm și-o pe viteză. A, e tati, cum place mie să mă bubui. Ca să avem mai multă apă pe aici. Mai sunt pe aici bombardele, montate. Să le aruncăm în aer. Și pe restul bucății de pământ o să le mai luăm așa, la când sunt gata. Uite, mai am și aici. Ia. Și mai am și aici. A, e tati, da? Mai am foarte puțin în zona asta, aici a fost cea mai mare bucată de pământ, cea mai înaltă, dar aici va peste gata și mai am și partea asta. Bun, hai să începem. Am spus așa, voi monta zona asta, voi face, spuneam eu, Marmotas Resort, va fi și cu mâncare, dar va fi și cu distracție. Și prima distracție care va fi aici este faptul să-mi piscine, pentru că am nevoie de foarte multă apă și voi începe cu piscina, tati, de facem ceva piscine și cu dușuri. Mergem aici la distracție și luăm piscina care e asta și vedem că avem nevoie de 4 din astea. Punem un pic de pauză deocamdată, tați așa, că lucrăm frumos și elegant până centrăm noi astea. Deci am nevoie de, cred că așa, ia să vedem. Și aici cu 2 să facem o mică probă și după aia vedem cum vine. Și montăm piscina, ia să vedem, o să vină până în capăt, o să vină. Ai. Da, deci asta, așa va veni piscina. Bun, atunci mergem cu asta până în capăt. Uite, așa face până în capăt aici. Până în capăt aici. Așa tătuțul. Și dăm și asta cu 2. Ca să vinem până la fundul apei. Hați, hați. Și începem să punem așa. Punem... unde stați? Încă una. Da, aici când va da cu bombardica de aici, voi monta și asta. Deci avem acum. Așa, tati, puteți să apucați de treabă să faceți piscinele și facem ceva frumos și elegant, pentru că să punem și dușurile. Și facem așa. Dușurile le punem aici în față, deci am nevoie de 2, cred. Facem un mic experiment să vedem care e treaba. Îi dau... Nu așa. Facem așa în față. Una, două și să vedem dacă să pun și dușul aici. Tot la distracție sunt și dușurile. Hați. Ăla e tati. Și atunci venim așa. Aici va veni drumul.
care vine până în capăt aici. Dacă am să... O să aruncăm în aer bucăți de punct exact când ajungem pe acolo în dreptul lor. Și aici vine drumul către piscina. Hați odată. Și mai trebuie și al doilea pentru dușuri. Uite, cu asta putem merge până aici chiar. Odată. 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 Și acum venim cu dușurile. Unde tati? Una, două, una, două, una, două. Una, două, una, două. Deocamdată e bine. Și să tragem și drumul pe aici. Așa totuțul. Și venim și aici, și aici, și aici. Până aici e drumul. Și să completăm și în zona asta de aici. Odată. 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 Da. Și am intenționez să mai mișureze ziua de muncă pentru marmote, ca să aibă și ele timp să meargă la piscină, să meargă și ele la dușurile și alte chestii, nu? Dacă tot facem zona asta de aici. Uite că marmotele au deja montat și dinamita frumos că a ajuns acolo. Și atunci putem să punem și bucata asta de aici. Punem și bucata asta de aici. Și putem să punem și pe partea asta ultima piscină. Uite aici. De la Emoționez. Bun, tati. Și a pus și bombița aici. O aruncăm și pe asta în aer. Și de aici punem așa. Una aici, una aici. Așa tătuțul. Aici vine drumul către piscină. Așa, tati. Și aici să punem încă un duș. Aia, și aici vine cu drumul. Aia, tătuțul. Aici jos trebuie să punem noi bombardici. Ați? Aici punem cu două. Și în momentul în care înaintează cu construcția, uite, gata primul duș. Ia. Ai scăpit și o marmotă că face baie. N-am mai prins marmotă că face baie. Dacă e mulțumită, da? Ia. Bun, cam așa arată prima zonă. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 piscine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dușuri. Pentru marmote, înseamnă 12 ori 2, 24 de marmote se pot spăla în același timp, dacă au și timp, că v-am zis, la 17 ore de muncă pe zi, cred că săracele nu mai ajung la dușuri, da? Deci până acum treaba e bună, doar că mai durează, uite aici începe să construiască și în partea asta alaltă, și acum vine din două direcții, vine și din partea asta, vine și din partea asta alaltă, ca să aibă loc, da? Iar în partea asta, astea două părți, deci mă gândeam eu la astea două părți de sus, să vină cu zona de mâncare și zona cu fabrici de mâncare și cu fermele de, cum îi spune, de ciuperci și de alge. Iar toată asta două părți de jos, dacă pentru că sunt părți egale, am făcut patru dreptunghi egale, să vină doar pentru distracție. Da? Deci cu piscine și cu dușuri pentru marmote. Pe aici am făcut frumos simetric și cu intrări, dar n-am mai coborât scări ca să nu mai să vadă așa. Totuși aici vreau totul să păstrez un pic asta, să vadă așa frumos. Da, ca un fel de cascadă, e cascadă artificială. Aici era un mal pe care l-am detonat și pe ăsta. Am pus aici un drum cu apă, da, ca să avem mai multă apă. Și aici am pus zona asta cu lemn, pentru că avem nevoie de foarte mult lemn. Da, bateriile sunt un pic jos pentru că am avut secetă. Apropo, cum stăm la energie? O ducem 7800 și consumăm 11000. De ce? Pentru că avem foarte multe pompe pornite. Ia să oprim pompele astea. O pompă să consumă 700 de cai putere, tati. Deci ne cam halește cam multă energie. Dar acum zic că s-a umplut bazinul ăsta mare. Și putem sta doar cu două pompe. Ia să ne uităm acum dacă ne uităm din nou la energie. Produce 7000, este noapte, 8000 și consumăm 3000. Deci putem să punem și pe stoc. Da, urcă, ia să vedem. Urcă ușor bateriile. Da, trebuie să rezolv și problema cu energia, pentru că mai am nevoie de foarte multă energie. Poate să fac ceva rost de surse suplimentare de energie, pentru că
se consumă foarte repede. E gata piscina, tate. Avem și prima piscină, avem și primul ăsta. Bun. Dar lăsăm marmotele pentru unii, tate, aici nu se face așa ceva. Atunci va face și un pic de design aici la intrare la piscină. Hați. Uite, asta o detonăm. Și putem să punem chiar și drumul acum. Da, mergem puțin în paralel cu toate. Ia, și punem și asta aici. Și punem și drumul aici. Da, deci aici la intrare facem așa. Vreau să fac și un pic de lumină pentru marmote. Și atunci punem câte o flăcărică de asta așa. Una, două, trei, patru, cinci, șase, tate. Da? Deci avem prima piscină și avem și două dușuri pentru marmote. Vreau să văd dacă vine noaptea să punem un pic de pauză, ce se întâmplă cu ele, cât sunt de fericite. Uite, deja partea asta începe să construiască și în partea aia. Și voi veni exact în oglindă, voi veni cu încă un rând de piscine și de dușuri. Și așa partea asta, până în capăt de tot, până în capătul ăla. Deci toată zona asta va fi cu bază de, cum îi spune, de distanță pentru marmote, tate, să ele bine. Dar vreau să vină totuși noaptea să văd ce se întâmplă la, cum îi spune, aici, la piscină. Ce zic marmotele când se bălăcesc. Uite, am deja două dușuri. Aș face o chestie, să dau asta la o prioritate la asta. Să facă și lumină, dar să simte marmotele acolo, frumos, intim. Ia. Vă caut greierii, poate vine noaptea să facă și ele băiță, seara, de fapt. Tot ce lucrează marmotele astea, frate. Ia. Fiți atât că a intrat prima marmotă în apă. Ia uite-o. Ia uite marmota, tată. Deci fiți atenți așa, are acum plus un boost de 60 la... A plecat. La treabă, la viteză 15 și la viață 40. A? Aute marmotele cum se bălăcesc aici. Ia uite-le. Ia uite facând, ia uite, tate. Au venit marmotele la... Uite, ăștia stau pe aici lângă. A, uite, aveți și lumină, mă, la piscină aici. Au și canapea. N-ai să vezi așa ceva, tate. Ia uite. Stai că asta făceau dușa amândouă, ia să vedem. Stai că-s băiatul două. Ia uite. Ia uite-le, mă, simte și ele bine, tate. Ia uite-le. Da? Bine, v-am spus, mai o să reduc. Uite, trebuie să fie gata, nu să tot pic așa rău. Să facă toată zona asta și după aia le voi da drumul și... Adică le mai scad câte o oră acolo din cum îi spune, din timpul de muncă. Ca să stea și ele mai mult la piscină. Uitați-vă la marmotă, tate. Gata, au fugit? Deci au acum două piscine, dușuri. Ce-a făcut? Mă gândeam că a rămas... Mi-a rămas o marmotă blocată aici. A construit și acum până elibrează asta zona. Eu știu. O scăpa, n-o scăpa. Da, deci acum avem una, două piscine, trei cu asta de aici. Și avem și dușuri, tate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucăți de dușuri, tate. Bun. Spuneam eu că vreau să fac o sursă suplimentară de energie, pentru că nu prea fac față nici bateriile, s-au și mărit consumatorii, dacă spune așa. Avem și pompele astea care consumă o grămadă. Și m-am gândit eu la o variantă șmecheretare. Adică să iau apa de aici, să urc undeva la înălțimea asta și să cobor pe partea asta pe aici, roată, să fac așa un șanț artificial până aici, să ocolesc baza și până aici. Da, în acest șanț să fie toate, tot șanț să fie plin cu moriști, să fie totul mai curentat. Și atunci voi începe o construcție, oricum începem acum, ăștia stau degeaba, dar ăștia care pun pământul, așa că aș putea să-i folosesc, zici, o clădire necurentă. Două marmote s-au blocat. Două sunt aici? Păi, dacă dau așa odată, una, două sunt măsăra cele ce blocate. N-am ce să le fac. Ăștia care pun pământ stau degeaba și atunci putem să începem construcția. Iar cu dig. Îi dau direct așa. Îi dau așa. Aici voi bloca un pic asta pentru că aici o să mă să nu nimic a construit și să nu pierdem apa. Și facem așa. Odată așa. Odată așa. Fați. Deocamdată trasăm direcția și după aia vedem noi cum facem panta ca să vină, cum îi spune,
cât mai multe moriști și să vină. De ce te-ai pus tu acolo? Să mă super cu nervii. O dată de aici. Să-i pune și de aici și încă o dată. Uite așa. Da? Deci pe aici va veni digul. Asta ca nu-l stricăm, că nu știu cum vine pe acolo. Și venim de aici. În continuare. O dată așa. Și o dată așa. Asta ar fi prima instanță digul. Oricum să vinem mai sus. Și să vină încă unul pe aici, exact cât în capul două de alea, două mori de alea mari. Da, și voi pune multe. Și facem așa frumos o cădere la apă. Problema este că aici a trebuit să pun eu un de-asta. Uite așa, să pun aici. Și să tai copaci din zona asta. A, deja sunt puși aici să taie. Tai să taie și pe ăsta la altul, de aici. Și pe ăsta așa de aici. Un pic de defrișare. Și mai trebuie, aici cred că nu e, aici pot facem așa. Ia. Nu. Nu, de aici. Asta. Vreau să șterg asta așa. Așa totuț. Ca să îndreptăm un pic și zona asta de aici. Da? Și va veni apa, apa va ocoli asta și va intra pe aici, circuit. Da? Poate în felul ăsta nu rămânem fără apă pe timp de secetă. Acum este secetă, probleme de problem. Ia, aici marmotele rămas acolo. Uite-mă că încă rezistă marmotele săracele. Dar n-ajung astea la ele pe aici. Ce să vă fac eu, mă? Stai să de la asta prioritate să pună bomba aici. Asta o detonez din partea asta la alta. Mai punem aici. Mai punem aici. Și mai punem și drum. Da. Am trei piscine acum și dușurile din dotare. Ia uite, 2, 4, 5, 6 dușuri. Aici s-a apucat de treabă. Am să pun, pentru început am să pun și un drum provizoriu. Și de aici tot așa un drum. Uite, cred că trebuia pus că invers. Ca să poată, uite și pe aici. Ca să poată să ajungă pe aici, să construiască. Și de aici să pun o scară. Provizor deocamdată. Ia, să ajungă marmotele la punctul de lucru aici. Ceva de genul. Da, ca să fie treaba bună. Da, văd acum dacă se apucă de treabă, dau așa pe ăsta. Ia să urmărim puțin problema. Uite că vin marmotele cu pământ. Asta vreau să fac. Da? Să încep digul ăsta de aici. Deși aici o să-mi strângă un pic din baterii. Asta este. N-avem ce face. Adică dacă o să vină digul mai sus, să pierdem... Că nu e bună ideea. Să fac șanțul mai în lateral. Cred că mă duc puțin mai în lateral. Că pierdem... Dar nu mai las așa. Chiar dacă pierdem baterii, pentru că o să vină mai multe moriști sau mai multă apă. Oricum bateria să mai fac față la ce consum am eu, așa că nu cred că e o problemă. Bă, aici n-ajungă și aici, că e prea departe. Trebuie să facem și aici un drum. Ceva de genul. Asta am pus să tai, e pus să tai aici, ok. Da? Oricum, bateriile nu mai făceau față pentru că, am zis, sunt foarte mulți consumatori. Acum o să fie și mai mulți. În momentul în care o să vină și fabricile de mâncare, o să fie, mai consumul. Detonare micuță aici. Punem, mergem, înainte așa câte una și în timp o să așa facem și cu, scăpăm și de, asta cum îi cheamă, de pământ de aici, din zonă. Da, ăștia lucrează, partea să parță nu mai vine nimeni. Au rămas marmotele acolo blocate. N-am ce să-i fac, dacă nu scapă până, uite așa ce o să pună pământul, asta e bine. Uși pe aici, pe partea asta. Hai, tati, hai că se lucrează intens la șantier aici. În schimb aici, nu taie nimeni. A, pentru că nu e nimeni, taie așa un picuț.
cât mai am nevoie de 4 muncitori. Am mai dublat, am mai pus, încă 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de astea de incubatoare, pentru că nu făceam față. 224 de marmote am, mâncare am 3500, iar la apă 26.000, deci nu e problemă. În plină secetă, toată treaba e bună și cred că rezervul ăsta va fi extra suficient pentru ce vreau să fac eu aici. Dar v-am zis, îmi trebuie multă apă pentru că vor veni fabricile alea, fermele alea pe de alge și de ciuperci și alea consumă foarte multă apă. Dați-mă și la ăștia drumul, mă, scape și ăștia, mă. Dă să-i dau la asta o prioritate, deși văd că pune, și dă să dau și la asta o prioritate, să bubui ca să pot să pun drumul. Să facem încă, încă acolo, uite-le, iată-ți așa, un picuț. Ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici, tati. La dușuri. Ia uite ce trafic e aici la, la marmoate. Ia uite cum vine le facă băiță. Ia uite-le. Ia. Deci ăsta are 60 la lucru, 15 la viteză și 40 la viață. Da? Deci e mâncat, băut, dormit, adăpost, blana curată, am mâncat și de-astea gulii, am mâncat și casava fermentat și soia fermentat. Deci, de ce? Uite, spuneam eu că la ciuperci și la alge le dă plus 2. Deci dacă mănâncă de-astea, deci de-asta mă zbat eu să fac asta. Și la cafea plus 3. La, n-a fost, n-am mai fost la terasă și n-am mai fost nici la acolo. Lanterne nu n-am mai pus eu pe aici. Da, deci ăsta are 21, media este de 16. E bine. Da? E bine că marmotele vin aici și să simt bine. Da? Ia uite. Aici se lucrează în continuare. Dar aș face o schemă de gen ca să îl dau pasta cu prioritate. Ca să ducă drumul, adică să lucreze unul de aici și unul de aici, să fie așa pe porțiuni. Uite, deci aici se vor opri bateriile la nivelul ăsta. Asta este. Pentru șantier. A fi o idee dacă aș putea să mai mă duc în stânga-dreapta cu asta, dacă aș face o chestie de genul. M-aș duce mai în spațiu, stânga-dreapta, să mă duc de chiar... Hai că stânga nu m-aș, de ce nu m-aș duce în fața asta, pentru că aici aș vrea să fac o chestie frumoasă în fața, în fața casei, sau în spatele casei, de fapt. Dar cred că pot să mă duc în dreapta liniștit. Cred că pot să mai mă duc dacă e ceva. Dar deocamdată v-am zis, dacă apuc și fac pe aici toate astea șanțul sau cu apă și numai cu moriști, chiar nu mai am niciun stres. Aici a început să tai, asta e bine că a început să tai și de aici. Mă interesează și asta, dacă ai tăiat de acolo. Ai fi șmeche de șmeche, să pot să pun eu pe aici zidul. Și după aia să vin pe aici cu, cu pământul. Dacă aici îndreptăm, doar, doar îndreptăm zona asta, dați așa un picuț. Facem doar atât. Cred că e suficient asta și după, ca să fie ca și, cum îi spune, cala de apă. Și vine o... Deci cred că aici trebuie să las două, mă. Trebuie să las două, mă, și cred că vine morișca aia. Deci dacă punem morișca aia mare, trebuie să facem o, o probă. Deci ceva de genul. Vine asta și să pun și aia, cum îi spune, pentru tijă. Deci undeva aici, deci trebuie să las două, două și cu două în partea cealaltă. Ce, sau măcar una. Așa, așa, așa. Hai să facem cu asta proba, să vedem cum vine. Una, două. Deci aici trebuie să las două, două așa. Deci una vine aici, una, două. 20 cu 2, gata, e bine, e bine așa. A, apropo, am terminat, aici am terminat zona asta, dar am legat-o și la asta, cu țeava, da? Toate sunt legate între ele. Apropo, nu mai am curent. Ce vă spuneam mai devreme? Că sunt probleme de probleme. Băi, marmotele alea nici acum n-au murit, a? Dar ce n-a salvat? Ia să vedem. Trebuie să le punem odată așa. Tot așa, și dăm asta prioritate. Cata, mă, l-am salvat. L-am salvat, mă.
A scăpat mai marmotele de, de moarte. Și pune și așa. Și încum se vor uni și drumurile astea. Avem piscinele frumos la locul lor. A, asta în continuare e blocat aici. Ce faci, mă, aici? Tu cum te-ai blocat, mă? Păi măcar că ai rămas acolo, ce să-ți fac eu ție? O dată și de aici. O dată și de aici. O dată și de aici. Și voi pune și așa drumul aici. Hai că ușor, ușor le așezăm. Da, au și frumos aici, frumos cu o placă de-a spus să vadă frumos și elegant, da? Și aș putea să pun și aici o chestie, ceva, nu știu. Să pun un acoperiș în fața asta, dar parcă fi prea încărcat. Ia. Aici se lucrează, a pus și ăsta, ăsta pe aici, deci vinem așa. Să punem aici, două secunde. O să punem așa, ca să nu, ca poate, ca să vină partea asta la altă. Și vedea înălțimea asta. Ca să vină așa și punem, are accesele, are accesele, nu e problemă. Că m-a interesat totuși, să vedem pe aici. Aici încă n-au acces pentru că face după aia. Deși aș putea să pun aici sus una bucată drum. Aici stați așa un picuț, că venim așa. Aici venim cu, nu cu ăsta, pardon. Nu tu, nu tu, nu tu, nu tu. Asta la altul. Asta vine aici și vine aici. Nu? Și dacă este ăsta la altul, vine așa, zic că vine cu două. Una, două, două fi pentru moriști și asta la altă două. Și aici putem să, deci două înălțime ca să vină moriști ca pe aia. Și aici putem să punem un pod de patru. Ca să fie treaba bună. Unde era? De aici. De aici ne ducem cu pod de patru. Ăla e tate. Și dăm și drum așa. Aici am pus un pic invers. Dar scor cum o pune pas, dacă face podul. Și dau la pod acum prioritate să-l facă. Și dau și la asta prioritate să fac. Da, și plecăm și partea asta altă cu canalul, da? Și canalul vine așa roată, roată. O colim pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, până până în capăt de tot aici, până în capătul hărții, sus pe de tot. După aia de aici urcăm apa și dăm drumul la vale la apă pe aici. Hăți, apa va veni pe partea asta, o colește și uite aici. Dar aici voi face și dig până în capătul ăsta aici. Ca să nu am probleme cu apa de la, cum îi spune, de cu beduatorul. Da, deci voi veni cu digul, cred că voi veni digul cu ăsta. Văd după aia. Cu ăsta la altul. Facem aici încă un dig. Vedem acum cum e combinația, da? Uite că deja a pus aici. Pune și ăsta, podul. Frumos și elegant. Putem să pun și eu două poduri, da? Asta și așa. A, l-a, a pus ceva pe el? N-a pus nimic pe el. Facem altă șmecherie. Facem ăla 2 cu 2. Poate mai frumos așa. Ăsta. O dată. Aici, cred că e drum aici. Bă, nu e că e drum. Și atunci venim așa. Tot cu doi. Aha. Hai mă, ar trebui fost așa. E mai frumos. Și dăm ăsta prioritate acum. Dăm ăsta prioritate. Costă 20 plank cu 20 log. Și asta atât cât costa? Ăsta avea și fier. A, e mai bine așa, lasă așa, că era cu metal bloc. Gata, tati, ia uite. Începem construcția și mi-a zis, o să venim și cu digul până în partea asta, pentru că aici, aici voi pune moriști, da? Până în dreptul digul ăsta la altul. Da? Deci se lucrează pe toate direcțiile. Aici ce se întâmplă? La marmote, am mai dat drumul la
la un dușuleț. Aici să aruncăm în aer asta. Aici să aruncăm în aer pe asta. Și să legăm și ultima problemă aici. How? Miau. Și am dat drumul. How? Ah, nu mai iau apă, băi. A scăzut nivelul apei, că e secetă. Pompele au tras apă de aici. Probleme la piscină, tati, dar au rămas dușurile. Asta este, pe timp de secetă nu se mai, cum îi spune, nu se mai bălăcesc și marmotele, fac doar duș. Ia. Uite. Apropo, stai așa un puțin de zancet. Ăsta are 19, da? A făcut băiță, marmota aici, fecită. Da, deci pe timp de secetă e puțin problemă cu asta. Dar n-avem ce să facem, asta este. Și pe partea asta altă venim tot așa, venim simetric și cu piscinele și cu dușurile până în capăt, bang, 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 ca să fie treabă. Și în partea asta la fel. Și măcar când este sezonul șmecher, da, deci când nu este secetă, măcar atunci toate marmotele se bălăcesc. Ia să ce se întâmplă în partea asta altă cu proiectul ăsta la altul, cu noul canal. Aici se lucrează, mai depus ăsta, aici dă-și o prioritate ca să pună, podul le-am pus o prioritate și pe ăsta la altul așa. Și acum venim cu, să punem trei paste de jos, după aia să le punem pe alea, nu are acces la, dacă l-am pus invers, facem așa. Să le punem invers, poate așa merg. Le punem așa. Și pe asta așa. Tot nu are acces. Dar vedem după aia ce pune asta. Dacă nu o să coborâm pe aici o scară pe undeva și să ducem armotele, că n-avem ce să facem. Și de aici să plecăm așa. Și așa. Și așa. Ușurel. Și dăm de aici așa. Aia zic. Și după aia să punem aici, noi, hai să punem așa, moriștile. Una. Două. De ce nu merg aici? A, pentru că n-am pus încă undă asta de pământ. A, e tati. Și atunci să-i dăm și de aici. Una... Pardon, de la Emoționes. Da? Deci așa vor veni. Și pe aia plus aici în vale vor veni iar altele. Dar punem dig ca să nu vină apa aia cu bedwaterul. Deși bedwaterul nu mă jenează. A, da, o să mă jeneze pentru că dau baca până apoi în circuit. Și atunci, dacă bag, vine bedwaterul, s-a amestecat cu asta și nu e bine. Și atunci, va trebui să vin cu digul până în partea asta, să pun ăsta mobile, da? Și când vine bedwaterul, să închid apa de aici frumos și să meargă apa doar pe asta. Fac așa circuit, fac așa o buclă. Da, și în felul ăsta am și apă pe partea asta și am și, cum îi spune, am și curent. Da? Vedem, facem probe, dacă vedem dacă merge. Eu încerc totuși să fac treaba asta. Podul aici mai e un pic, dar mai durează. Că pune și pe ăsta. Îl pune și pe ăla. Și pune și ăsta. Aici pe capete vor veni de-astea. Deocamdată nu le conectez pentru ca să pot să treacă, să pună la moriști. Da? Pe aici mai tai ăștia lemne, ca să fie treaba bună, să-mi găsesc și mie un pic zona asta. Și vine digul... Ceva de genul așa. Odată... Aici rămâne până înălțimea aia, stai cu pașnice ca să fie treaba bună. Da, se lucrează partea asta la altă, iar aici e gata toată zona
de piscine și cu dușuri. Din păcate nu avem apă, vine acum apa și nu avem nici curent. Da, s-a oprit din cauza că nu mai avem baterii. Da, bateria, uite că au făcut drumul până aici. Uite, se mișcă marmotele, deci digul funcționează. Să vedem la înălțimea care, deci aici, deci vin până la înălțimea, după aia vine o treaptă mai sus. Tocmai ca să pot să dau, cum îi spune, căderea apei. Da, și atunci, de asta nu trag, văd care înălțimea asta, putea să fie mai sus de atât, în zona asta. Zic și eu acum, nu știu, să vedem. Să fie o treaptă pe aici, ca să pot să vină cât mai multe, cu mai multe, o mare viteză. Deși dacă e apă de acolo, nu știu dacă, mă gândesc dacă aș face de aici, până aici, același nivel al apei, deci de aici până în partea asta altă, același nivel al apei. Cred că va trebui să fac vreo două trepte între ele, ca să vină mai mult, să mai multă, să mai mare căderea. Zic și eu, nu știu, vedem cum vine. Aici se lucrează în continuare, ce zice aici? Pendelul s-a prioritate, dar vă cred deocamdată. Bine, sunt, a început să învârt astea, asta e bine, că vine pe aici. Până să umple acum rezervorul ăsta mai durează, până să umple partea asta mai durează un picuț, până dau drumul aici la pompe. De fapt, aș putea da drumul la pompe, că nu mă deranjează nimeni. Să bag apă la piscină, tăte, la marmote. Uitați. Din păcate, astea ales foarte multă energie, 700, las doar 4 pompe pornite. Uite că deja bag apă aici, da? Dar să curge nivelul la piscină, tate, că e problemă. După aia, cred că aș face o altă șmecherie. Aș monta totuși capacul ăla de la update. Și să dau drumul la beduată în momentul în care, cum îi spune, vine și seceta. Da, ca să am măcar beduată, ca să învârt astea. Da, un pic de curent, ar fi o schemă. Până fac eu, dita mai sistemul ăsta energetic, da, pe care l-am gândit, aș face o schemă și pe treaba asta. Vedem. Da, dragilor, cam atât pentru astăzi. Asta este noua zonă de distracție pentru marmote. Avem una, două, câte sunt? Una, două, trei, patru, cinci, șase piscine cu dușurile. Uite, marmotele să bălăcesc. Am promis că o să le mai dau un pic o oră în jos ca să se bucure mai mult de distracții. Da, deci de la 18 ore au ajuns 16 ore. Asta înseamnă că va scădea și un pic producția, dar aparent, dacă ele ajung pe aici și să sunt bine și să se distrează, ați văzut că, uite, da, avem 40% plus aici. Deci asta ar fi câștig, adică dacă reducem timpul, marmotele sunt mai relaxate, să simt bine și muncesc mai cu spor. Deci e, cred că mai bine așa, să reduc timpul, să dau voie marmotelor să simtă și ele bine, să se bălăcească sau să simtă aici pe la terase, să bea și ele un suc. Alte chestii care să simtă și ele bine. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Dacă tot este episod, apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. V-am salutat!